Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Cuvintele lui Neil Armstrong produc ecou și în prezent la 53 de ani de la selenizare, mai ales astăzi când NASA pornește într-un nou drum. Misiunea Artemis 1 va începe astăzi de la ora 15:33 cu lansarea rachetei SLS. Fără pasageri la bord, capsula Orion va călători o lună și jumătate până la lună și înapoi, iar acesta este doar începutul. 60 years ago, NASA was in a race to get to the moon. This time is more than just a race. It's about establishing a long-term presence. It will lift up from Earth with more power than the Saturn V, which was the first vehicle to take us to the moon. Artemis is our next giant leap. Artemis 1 este doar la prima misiune. NASA plănuiește alte lansări în următorul deceniu, până în punctul în care va exista un avampost funcțional pe Lună și unul pe orbita Lunii numit Gateway. Acestea vor fi capabile să ne ofere posibilitatea de a merge și mai departe, spre Marte și dincolo de ea. This time we're going back to learn how to live and work on the moon. The Space Launch System really is the culmination of our knowledge for 60 years of building rockets. Where the Space Launch System comes in is providing that reliable transportation so that we can start flying these rockets on a routine basis to take people and to take payload to that outpost, the moon, and also the Gateway system. We have a generation who've never seen deep space exploration, and this will give them an opportunity to see that this is something that they can potentially do themselves. It's going to be a paradigm shift for NASA. We're going to be back to looking at things that nobody's ever done before.